Guvernul a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre privind normele de aplicare a ordonanței de urgență care reglementează proiectul Prima Mașină. Comparativ cu prima variantă a normelor de aplicare postată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice pe 31 octombrie 2014, proiectul de hotărâre publicat pe 11 noiembrie 2014 pe site-ul instituției elimină criteriul pe categorii de vârstă pentru potențialii beneficiari. Astfel, conform noi variante, toate persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, eligibile să aplice pentru acest program, vor beneficia de finanțare care va acoperi maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în factura proformă. Din finanțarea acordată, maximum 50% va reprezenta garanția statului. De asemenea, durata maximă a finanțărilor acordate prin prima mașină ar putea fi de 60 de luni calendaristice, adică 5 ani conform noilor dispoziții propuse de finanțe, în timp ce vechiul proiect prevedea că împrumutul putea fi acordat pe maximum 7 ani. În ceea ce privește costurile finanțării suportate de beneficiar, acestea ar putea fi compuse din două elemente. Se menționează în noul proiect de act normativ. Este vorba de rata dobânzii robor la 6 luni plus o marjă de maximum 3% pe an. Această marjă va include nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele creditării, însă nu va include costul asigurării autoturismului, costul aferent efectuării formalităților de publicitate, prima de garantare și penalitățile percepute conform contractului de finanțare. Programul Prima Mașină, prin care statul va garanta finanțarea pentru achiziția unui autoturism nou, va beneficia în 2014 de un plafon total al garanțiilor de 50 de milioane de lei. Potrivit noului document propus de MFP, programul ar putea fi accesat de toți tinerii cu vârsta de peste 18 ani, fiind eliminat criteriul pe categorii de vârstă cuprins în varianta inițială a proiectului de act normativ.